Universitatea Apolonia din Iași organizează în perioada 7-9 iunie 2019 zilele porților deschise, un eveniment dedicat elevilor care participă la Olimpiada Universul Cunoașterii prin Lectură pentru elevii din mediul rural, etapa națională. Scopul acestei olimpiade este de a crea elevilor din mediul rural un spațiu deschis al cunoașterii prin conștientizarea faptului că între discipline granițele sunt flexibile și cuprind o zonă de interferență în care se găsesc conținuturile care pot fi abordate deopotrivă din perspectiva de cunoaștere dată de fiecare dintre disciplinele de studiu. Olimpiada dorește să asigure șanse egale pentru elevii din mediul rural în privința accesului la o carieră de succes, ca urmare a parcurgerii traseului școlar, raportându-se la modele. Tema portofoliului pentru anul școlar 2018-2019, anul cărții, este carte românească de învățătură. Olimpiada Universul Cunoașterii prin Lectură coincide cu zilele porților de deschise la Universitatea Polonia din Iași, care oferă spațiul academic pentru realizarea unor întâlniri între grupurile de elevi din toate județele țării și specialiști din diverse domenii.